vă salut cu mult respect și să dai un like, aștept. Deci am cumpărat niște flori minunate, minunate. Acum să vedem cum se numesc. Deci Marguerite Trio de 18 cm. Deci super frumoase. Mi-am dorit de mult să cumpăr aceste flori și le-am găsit și Trio. Deci n-am cuvinte. E extraordinar de frumoase. Și dacă am cumpărat, vedeți cât de mare e buchetul și cât de mic este cutia în care stă. Așa că am pregătit să o schimb. Și ce am aici? Am o cutie mai mare, i-am astupat găurile de desubt din cauza că vreau să dau alte găuri cam la 50 de milimetri deasupra, ca să se formeze aici un strat de apă pentru a avea viața mai lungă în cazul în care uit să le pun sau nu am timp. Următor lucru, nisip cu petriș. Deci asta este bun pentru ca apa să se scurgă mai repede în cazul în care este mai mult apă decât trebuie. Și avem pământ, deci un pământ foarte bun. De obicei eu folosesc pământ foarte bun. L-am pus aici ca să-l pot pune mai repede, să fie mai aproape. După care am șervețele. Cei care m-ați urmărit ați văzut că folosesc șervețele și am zat de cafea. Am luat de la un magazin, am cerut care făcea cafea. Am pus la pachet zaț de cafea. Așa, am mașina de găurit să găuresc această cutiuță. După care am hrană. Florile, fiind foarte mari, frumoase, au nevoie de hrană. La flori, când cumpărați flori, trandafiri sau alte flori, vi se dă câte un pliculeț dintre ăsta. Dacă nu-l puneți la floare, că sunt alte modalități de a hrăni florile, poate am să spun într-o filmare, îl puteți folosi la hrănit floarea. După care, niște biluțe care se umflă când sunt puse în apă. Asta tot așa să țină apa în timp. Dar o să pun două pungulițe dintre astea. Am cumpărat mai multe și am să pun două pungulițe. Așa, ceea ce vreau să vă arăt sunt așa, ne uităm la cutia cu leuștean. N-a avut timp să crească. Oricum e frig afară, aici este și sub zero. Dar nu îngheață așa tare. După cum vedeți, floarea este frumoasă și locul e potrivit. Bun, să trecem la ale noastre. Începem aici treaba. În primul rând, vreau să pun un strat de nisip de desubt. Asta pentru că vreau să se păstreze apa de desubt și să fie destul de curată. Iar hrana, ca
care e destul de multiplă, se va scurge de desubt. Și rădăcinile când vor ajunge, vor avea hrană foarte multă. Ce mai pun acum, deci pe rând o să pun pământ. Deci, după stratul de care a fost pus, uite și nucă, să aibă hrană. După stratul de petriș am pus pământ și acum pun zaful de cafea. După ce am pus zațul, amestec. Și încep să mai pun nisip. Deci, trebuie să conțină 20-25% nisip. Acest pământ pentru floare. Am ajuns în situația în care acum trebuie să aducem floarea să o punem. Deci este destul spațiu pentru a pune floarea. Cum facem cu floarea? Deci trebuie să strângem de floare ca să se facă loc între pământul de la floare și cutiuță. Deja se simte că s-a făcut loc. Și acum băgăm mâna în floare. Și agățăm de floare bine, da? Fără să o stricăm și o întoarcem invers și s-a scos cutia. Se vede destul de bine că nu e suficient spațiu pentru dita mai floarea. E plin de rădăcini. Rădăcinile nu le deranjăm, sunt rădăcini noi care ies acum. Exact acum am ieșit și caută loc și spațiu ca să hrănească frumusețe de floare. Cred că vreți și voi o floare de asta acasă. Bun, să continuăm. Acum trebuie să pun șervețelele și le înfing bine de jur împrejur. Ele sunt o foarte bună hrană pentru plante. Am mai făcut lucrul acesta, am experimentat anul trecut și au fost rezultate extraordinar de bune, frumoase. Și atunci am hotărât la fiecare plantare de flori să pun șervețele. Bun. Deci, partea de sus a florii trebuie să ajungă la acest nivel. Nu degeaba este acest nivel. Asta este unul din motive. Deci pământul ar trebui să fie cam până aici. Și nu se vede, dar ăsta e locul unde a ajuns. Și acum completez puțin câte puțin. Mă refer că pun și pământ, pun și nisip. Pun și pământ, pun și nisip. Ca să avem o uniformitate și între timp pun și din aceste biluțe. Da, aceste biluțe pun
știu că are o parte care se dezlipește pe aici. Ah, uite de aici, se rupe. Se desface. Deci aceste biluțe colorate, chiar dacă nu se văd, ele o să le pun de jur împrejur. După ce mai pun un strat de pământ, o să mai pun. Deci ele nu au hrană, o să fie doar pentru apă. Acum trebuie să pun și hrana care o avem în pliculețe.